Bună tuturor, eu sunt Basti, bine ați venit și revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi face șua la crem, iar pentru asta am nevoie de următoarele ingrediente. Pentru a lua am nevoie de 200 de grame de făină albă, 5 ouă întregi, 100 de grame de unt, 2 linguri de zahăr, 250 de ml de apă și puțină sare. Iar pentru crema de vanilie voi avea nevoie de 500 de ml de lapte, 100 de grame de zahăr, 4 linguri de făină albă, puteți înlocui făina albă cu 40 de grame de amidon, 2 gălbenușuri de ou și esență de vanilie. Și vom mai avea nevoie de 500 de ml de frișcă, eu am aici frișcă neîndulcită, de aceea voi adăuga și 3 linguri de zahăr pudră. Dacă aveți frișca îndulcită, atunci nu mai este nevoie să adăugați zahărul pudră. Și veți mai avea nevoie de încă o lingură de zahăr pudră pentru a pudra șurile pe deasupra. Dragilor, am pus o cratiță pe aragaz la foc în care voi adăuga apa. Untul. Zahărul. Și un praf de sare. Voi lăsa apa împreună cu untul, cu zahărul și sarea să ajungă la punctul de fierbere, iar în momentul în care fierbe, voi adăuga făina. Cu apa a început să fiarbă, untul s-a dizolvat, iar acum voi adăuga toată făina. Mai călim făina cam 2-3 minute. Și voi pune făina într-un bol pentru a sărăci mai repede. Și îl lăsăm să se răcească vreo 10-15 minute. După care vom adăuga ouăle. Dragilor, aluatul s-a răcit, iar acum voi adăuga pe rând câte un ou și îl voi mixa foarte bine. Am adăugat toate ouăle în aluat, le-am incorporat foarte bine, cam așa trebuie să arate aluatul. Iar acum voi pune aluatul într-un pot și voi forma șurile. Aici o tavă pe care am uns-o cu puțin ulei și am tapetat-o cu urtie de copt și voi forma șurile. De fapt, puteți face ce mărime vă doriți, mai mari, mai mici, cum vreți voi. Bun, dragilor, voi da tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 25-30 de minute. Șurile vor sta la cuptor, mă voi ocupa să fac crema de vanilie și voi pune într-o cratiță făina, zahărul, cele două gălbenușuri și voi adăuga treptat și laptele. Adaug și două lingurițe de esență de vanilie. Și voi trece cu cratița pe foc la aragaz. Am pus cratița pe aragaz la foc mic și voi amesteca constant în cremă pentru a nu se prinde de fundul cratiței. Și voi lăsa crema pe foc până voi vedea că se îngroașă, iar în momentul în care a început să fiarbă și s-a îngroșat, oprim focul. Dragilor, după cum puteți vedea, crema începe să se îngroașă, începe să fiarbă.
Iar în momentul acesta voi opri focul. Și voi pune crema într-un alt bol pentru a se răci mai repede. Iar peste cremă voi adăuga folie de plastic pentru a nu prinde coșghița. Frișca. Peste frișcă voi adăuga zahărul pudră. Și cam 2 lingurițe de esență de vanilie. Și voi mixa totul foarte bine, mai întâi la viteză mică, după care voi mări treptat viteza. Bun, dragilor, am mixat frișca, cam așa trebuie să arate. Am uitat să vă spun, întotdeauna când vreți să mixați frișca, să o scoateți întotdeauna atunci de la frigider, neapărat să fie rece, altfel nu se va mixa foarte bine. Bun, dragilor, am scos șurile de la cuptor, așa arată, le voi lăsa acum să se răcească foarte bine, după care le voi umple. Șurile s-au răcit, iar acum le voi trăia cu un cuțit zimțat, voi tăia un căpăcel. Cam așa. Și voi umple cu crema de vanilie. Peste care voi adăuga frișca. Voi pune căpăcelul deasupra și voi apăsa ușor. Deci tăiem căpăcel. Vom umple cu cremă de vanilie. Peste care voi adăuga frișca. Voi pune căpăcelul și voi continua așa cu fiecare șur în parte până voi termina toate șurile. Am terminat șurile de umplut, iar acum voi pudra șurile cu zahăr pudră. Și le voi da pentru o oră, două la frigider, după care le vom putea servi. Dragilor, așa arată rețeta de choux à la crème. Este o rețetă foarte simplă de făcut și foarte gustoasă. Sper să o încercați și voi să vă placă. Iar dacă v-a plăcut, dragilor, nu uitați like, share și subscribe. Până data viitoare, vă pupăcesc extrem, aveți grijă de voi și ne auzim la următoarea rețetă. Pa, pa!